regăsi controlul și bucuria de a trăi. Adaptabilitatea este o deprindere învățată de a face față cu succes încercărilor vieții. Este un proces dinamic, înlesnit de o combinație de mai mulți factori, cum sunt credința, legăturile familiale, suportul prietenilor, puterea voinței, perseverența și uneori asistența medicală. Un eveniment tragic nu trebuie să fie semnalul sfârșitului unei vieți pline de sens. Poate fi imboldul de a atinge culmi mai înalte și de a avea succes în ciuda provocărilor. Poți începe chiar azi! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Așa cum v-am promis data trecută, avem o nouă lecție cu un nou invitat. De această dată, alături de mine l-am pe Sorin Lavric. Vă spun un bun venit la lecția de viață. Bine v-am găsit, Mihaela Rusu, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să le spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, câteva cuvinte despre dumneavoastră. Scriitor, traducător român, absolvent al Facultății de Medicină și al Facultății de Filozofie, doctor în filozofie în 2005. După terminarea studiilor medicale, am găsit ceva scris despre dumneavoastră. Ați lucrat doar un singur an ca stagiar pentru ca mai apoi să renunțați la a mai practica medicina. În 1997 ați devenit redactor la editura Humanitas, iar din 2003 țineți cursuri semestriale la Facultatea de Filozofie București, a căror tematică este axată pe filozofia lui Constantin Noica. În prezent este redactor la revista România Literară. De vorbă cu Sorin Lavric, așa am pus tema emisiunii noastre, pentru că îmi dau seama că experiența dumneavoastră de viață ne-ar ajuta atât pe noi, cât și publicul nostru, care este în general generația tânără și ne dorim să vorbim, să ne adresăm studenților și nu numai lor, au foarte multe de învățat din experiența dumneavoastră. Personal mi-a atras atenția primul lucru pe care l-am și spus în introducere. Ați renunțat la facultatea de medicină. De fapt, nu la facultate. Ați renunțat să mai practicați medicina. Ați mers pe ideea, ați fost medic un an, după care ați renunțat și v-ați redirecționat. Povestiți-ne puțin despre cum vedea viața tânărul Sorin Lavric atunci când a renunțat la a mai practica medicina. Ce a fost în spate? Ce v-a motivat? Păi, ca să vă explic ce m-a motivat, trebuie să încep cu începutul. Adică cu cei 2 ani de pregătire, când a trebuit să tocesc 5 manuale, biologie, fizică și chimie, ca să intru la medicină. Efortul acela mi s-a părut atât de absurd, pentru că era un cumplit meșteșug de tâmpenie. Pur și simplu am învățat pe din afară manualele. Biologia o știam paragraf cu paragraf. Puteați să deschideți o pagină, să-mi spuneți numărul paginii și eu vă puteam reproduce în tocmai pasajele din acea pagină. Pe semne că pe din lăuntru, chinuindu-mă atât de mult, timp de 2 ani, am suferit o traumă și atunci s-a rupt ceva în mine și într-un fel eu m-am despărțit de medicină înainte să intru la facultatea de medicină. În timpul studenției am fost un student mediocru, am simțit de la bun început că n-am vocație și mi-am dat seama că mai devreme sau mai târziu voi renunța. Pe vremea lui Ceaușescu nu prea puteai să faci facultățile pe care ți le-ai fi dorit. Mi-aș fi dorit filozofia, însă era atât de infestată de marxism, că nu aveam ce să caut acolo. Și atunci am ales una din cele 2 facultăți foarte căutate în epocă, în care ca să intri era deja o mare performanță. Am avut studenți, colegi care au dat de 4-5 ori fără să intre la medicină. Era un adevărat măcel examenul. Și dacă tot am intrat, mi-am zis, trebuie să închei facultatea. Am încheiat facultatea și apoi m-am dus după soție la Brăila, unde am fost medic stagiar.
A fost un an plin de învățăminte sub unghi medical, pentru că în sfârșit am căpătat cât de cât un ochi clinic și un dram de experiență medicală. Însă apoi trebuia să mă duc medic la țară și am simțit că dacă fac asta, ceva în mine se clatină în așa măsură încât nu voi mai fi eu. Și atunci am luat această hotărâre, o hotărâre pe care nu puteam să o argumentez rațional. Sunt momente în viață, și acesta a fost un moment crucial, când e în tine o voce lăuntrică, un soi de flair, care îți spune, fă-i așa, dar dacă ești întrebat de ce faci aceasta, nu poți să dai, nu poți să legi, să urzești o pledoarie logică. E un flair interior, este o intuiție care îți spune, mergi pe drumul acesta. Și eu am ascultat de acest flair și tocmai de aceea nu renunț, nu regret că am făcut acest pas. Dacă aș fi rămas medic, cu siguranță că aș fi trăit însutit mai bine, mai înstărit decât astăzi, însă pe dinăuntru aș fi avut o voce care mi-ar fi reproșat tot timpul că m-am schilodit, că ceva în mine s-a schimonosit. Mă întrebați ce a fost în sufletul meu când am renunțat. A urmat o secvență biografică goală, cam aproape de 2 ani de zile, pentru că eu nu terminasem filozofia, încă trebuia să termin filozofia, și n-am fost nici măcar șomer. Eram așa un parazit plutind între două stații, fără să am certitudinea că voi ajunge la capăt. În golul acela biografic am trăit cam ceea ce trăiește orice om când este pus într-o asemenea situație, am trăit spectrul ratării. Am avut clipe când simțeam că se va alege praful de mine, pentru că nu trezăream luminița, deznodământul de la capătul tunelului. Apoi am simțit spectrul blamării, oamenii au început să uite la mine cruciși, ceva nu e în regulă cu acest domn, este un pic scrântit, și eu că taică mi-a fost atât de supărat pe mine că am putut să fac un asemenea pas, încât un an de zile n-a vorbit cu mine, fiind încredințat că fiul lui o luase razna, nebunise pur și simplu. Și apoi, după spectrul blamării, felul în care ceilalți te judecă, apare spectrul autoflagelării, începi tu în sus, te îndoiești de tine și să spui, Doamne, ce a fost în mintea mea că am putut să fac asemenea pas? Să plec de la o meserie sigură și oricum bănoasă, nu atât prin salariul primit de la stat, ci prin peșcheșul pe care știm foarte bine că pacienții îl dau medicului, să plec de la o asemenea meserie ca să fac cai vers pe pereți, adică filozofie? Ce poate fi mai inconsistent și mai aburos decât filozofia? Cum să faci filozofie? Când faci un asemenea pas, e limpede că oamenii te privesc câși, se întreabă ce e în mintea ta. Și fără să vrei, pentru că te oglindești în ei, începi tu în sus, te întrebi, Doamne, am făcut bine sau nu? Și cum vă spuneam, nu argumentele raționale, logice, au greutate, pentru că în mod firesc n-ar fi trebuit în viața mea să fac un asemenea pas. Dacă l-am făcut, înseamnă că flerul acela irațional mi-a spus, fă-i. Și asta ar fi, dacă vreți, o lecție de viață pentru cei care ne privesc, în momentele cruciale în viață, dacă îți asculți vocea interioară, flerul se poate să câștigi. Intuiția, cum îi mai spunem. Intuiția care este irațională și pe care feminină. Nu poți argumenta. Stau și mă gândesc că ați avut de dus o luptă nu doar cu cei din exterior, care e clar că v-au pus o etichetă la momentul respectiv, dar era și o luptă interioară atunci când ați început să vă îndoiți de decizia pe care ați luat-o. Nu cred că este ușor pentru un tânăr să ducă o astfel de luptă. Ce să vă zic? Pur și simplu dai cu capul de pragul de sus, ajungi pe muchia prăpastiei și trăiești așa într-o suspendare, întrebându-te ce se va întâmpla. Și atunci îți invoci nu numai ultimele tale resorturi, dar ajungi să invoci și rațiunea divină, să te întrebi dacă ești prins într-o providență sau dacă totul este o întâmplare absurdă, dar hotărător este să-ți asculți acel flair, acea intuiție care îți dă brânci într-o anumită direcție și îți închide, în schimb, o altă direcție. Pentru mine, secvența biografică legată de medicină a durat 9 ani de zile. După 9 ani de zile să tragi cortina, să spui stop, într-adevăr nu este ușor, pentru că după aceea n-ai nicio altă chezășie că va ieși ceva bine. Soția v-a susținut în decizia pe care ați luat-o la momentul respectiv? Spuneați că v-ați dus ca medic stagiar după soție în Brăila. Da, 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 ea a fost singura ființă care m-a sprijinit necondiționat, nu doar psihologic, sufletește, dar mai ales pecuniar. Eu 2 ani de zile, vă spuneam, n-am fost nici măcar șomer, eram un parazit fără a fi înscris la o evidență a populației și eu am trăit din salariul soției mele. Am
Câteva volume pe care vreau să le reamintesc, să le spun prietenilor noștri. Așa cum spuneam mai devreme, ați trecut și v-ați axat pe partea aceasta a scriitorii. Cartea de Crăciun, ontologia lui Noica, o exegeză, Noica și mișcarea legionară, 10 eseuri. Sunt foarte multe lucruri pe care le-ați scris. Ar putea însemna cumva experiența aceasta a scrisului un refugiu pentru dumneavoastră venind din mediul medical? Nu e atât un refugiu, ci este felul de, de a-ți exprima metabolismul interior. Aventura scrisului a început tot în copilărie. Eu am avut parte de o bibliotecă uriașă, o cameră căptușită pur și simplu numai cu cărți pe patru pereți. Când copilărești printre cotoare de cărți, ele devin o prezență obișnuită. Și parte din tine, ceva și de genul o parte acesta. Din tine. Tocmai de aceea îi compătimesc pe tinerii de astăzi, pentru că au înlocuit biblioteca cu smartphone-ul și nu mai au răbdare să se cufunde 2-3 ore în atmosfera unui roman. Pur și simplu nu mai au răbdare. Atenția lor nu se mai poate concentra pe o asemenea filieră narrativă. Eu am copilărit în felul acesta. În plus, maica mea, fiind profesoară de română, mi-a transmis o parte din pasiunea ei față de scriitori și încă din liceu am început să cochetez cu scrisul, chiar dacă într-o formă diletantă și ridicolă, fiind un soi de bard erotic și scriind poezii de dragoste colegelor. Apoi compuneri, apoi eseuri și încetul cu încetul ajungând la o expresie mai matură. Scrisul nu e neapărat un refugiu. Este un mod al tău de a te exprima în această lume, încercând să te simți bine în pielea ta. Scrisul te ajută să capeți un echilibru. Perioada cât ați fost student la medicină, apoi un an cât ați practicat, ați mai avut timp pentru a scrie? Cum să nu? Pentru că în studenții am fost la medicină, am fost un turist, adică un student foarte slab, dar cu bună știință slab, mi-amintesc. Când ar trebui să învăț pentru farmacologie în anul 3, un examen foarte greu, cu multe substanțe și dozaje pe care trebuia să le știi precis, eu citeam trilogiile lui Blaga, motiv pentru care am picat foarte ușor examenul la farmacologie și am rămas restant pe toamnă. Într-un fel sabotam medicina din lăuntru și am fost un student pur și simplu mediocru, aflat la pragul acela doar de a trece examenele și anul. De ce ați optat pentru medicină? A fost o dorință a dumneavoastră sau a fost mai mult dorința părinților? Pentru că se mai întâmpla și astăzi se mai întâmplă ca copiii să urmeze oarecum dorința părinților, nefiind tocmai o opțiune din interior a lor. Au fost două împrejurări, cea exterioară pe care v-am pomenit-o. Nu merita să faci filozofia sau altă facultate umanistă în vremea respectivă, pentru că era înțesată de marxism, era totul falsificat. Și atunci cele două facultăți la care de obicei dădeau tinerii era fie dreptul, fie medicina, pentru că erau facultăți neatinse de acest morb ideologic. Iar eu am ales-o pe cea mai grea, pentru că medicina este o facultate foarte grea, de 6 ani de zile, pentru că, într-adevăr, taică-miu și maică-miu au vrut să fiu ceea ce ei nu fuseseră în viață, și anume medic. Și atunci, necopt fiind și neavând pe atunci încă o voință în stare de a-mi da un impuls în viață, m-am supus voinței paterne părinții și materne. Da. Aș vrea să mergem în povestirea noastră despre viața dumneavoastră, cumva să atragem atenția anumitor tinerilor care ne urmăresc asupra anumitor lucruri pe care le vom discuta. În primul rând, aș vrea să vă întreb ce caracteristici profesionale considerați că sunt cele mai valoroase? Pe ce ar trebui să pună accent tinerii astăzi? Cum gândeați dumneavoastră la vremea respectivă? Cum vedeți viața astăzi? Nu sunt neapărat niște trăsături profesionale, pentru că aceste trăsături depind în cazul fiecăruia de meseria pe care și-o alege. E vorba de niște trăsături morale mai degrabă. În primul rând, ceea ce simt că tinerii astăzi au pierdut este această ambiție elementară a culturii generale. O cultură elementară, să-și vâre nasul peste tot, să aibă o memorie suficientă pentru a avea reperele acestei lumi în care trăim. Tinerii de astăzi nu mai pot avea o perspectivă cronologică asupra trecutului, nu mai pot așeza pe secole autori sau curente și la fel cadrul lor de cunoștințe culturale, indiferent de profesia lor, este un cadru foarte sărac, foarte parcimonios. Și au pierdut dorința culturii generale. Ori generația mea avea cultură generală, era
Una din penele pe care trebuia să mi le pun dacă vreau să mă împodobesc în calitate de intelectual. Apoi sunt acele însușiri elementare, trebuie să ai caracter. Iar caracterul nu vine atât din anturajul în care te miști, ci dintr-un anumit model de comportament pe care l-ai văzut la cei mai vârstnici și apoi la un ideal. Trebuie să ai în viață un ideal, chiar dacă nu-l atingi niciodată. Dacă n-ai ideal, adică un magnet care să te tragă, să te silească, să aspiri către ceva, și dacă n-ai întâlnit modele umane acolo prezente să te solicite, șansa de a fi o gâlmă, o mămăligă, un tânăr care, fără să vrea, devine victima anturajului, șansa aceasta este foarte mare. Așadar, astea ar fi însușirile: cultură generală, caracter, admirația față de modele, trebuie să admire, nu să invidieze, nu să urască și nu să-și piardă vremea cârtind pe tot felul de site-uri. Deschiderea pentru a învăța de la ceilalți. Da. Corectitudinea? Ce spuneți despre corectitudine? Cea politică sau care? Nu. În ceea ce privește, așa cum spuneați, caracterul unui tânăr. Să fie sincer cu el, de exemplu, să fie corect, să-și recunoască lipsurile, să-și recunoască aturile. Mă gândesc că l-ar ajuta pe un tânăr să știe, băi, în domeniul acesta nu sunt chiar bun, ar trebui să accelerez acolo. Așa cum spuneați dumneavoastră. Eu cred că switch-ul acesta și schimbarea în ceea ce a însemnat experiența dumneavoastră profesională s-a produs și pentru că erați sincer cu dumneavoastră. Aveați corectitudinea aceea de care vorbesc. Băi, eu nu sunt pentru medicină, sunt pentru altceva. Este luciditatea minimă, conștiința de sine, să nu fie bovarici, adică să nu aibă o imagine falsă despre ei înșiși, deși e foarte ușor de spus că în adolescență toți avem o imagine falsă despre noi înșine. Și mai este și partea cu părinții care te ajută oarecum să fii subiectiv cu tine, de multe ori... Da, cocoloșindu-te, răsfățându-te, da, bineînțeles, da. Dar cu timpul acești solți bovarici cad... Și tânărul, dacă este lucid și deștept, atunci reușește să se privească în oglindă văzând adevăratul chip din el. Și atunci va avea întâlnirea cu el însuși. Da, cred că pentru momentul acela fiecare dintre noi trebuie să fim pregătiți. Să avem curajul să ne privim pe noi așa cum suntem. Fără, nu știu, fără alte metafore, fără alte cuvinte pe care ni le spun cei din jur. Eu cu mine, cum da. Sunt eu cu mine. Iar vârsta prielnică acestor întâlniri e undeva în adolescență, undeva la 20, hai 25 de ani, și vă mărturisesc deja că... Deja trecem de adolescență la 25 de ani. Adolescența mai târzie. Mai târzie. Vă mărturisesc că nu mi-aș mai dori vârsta aceea ca să mai dau ochii cu mine așa cum eram atunci. Pentru că atunci ies demonii, ies duhurile rele și ies nebunile pe care pândesc și dospesc în fiecare tânăr. Este perioada de mare clătinare. Este perioada când poți să aluneci și de pe mochia prăpastii să te duci la fund. E perioada foarte grea din viața fiecăruia. În urmă cu câteva ediții stăteam de vorbă cu o prietenă bună a emisiunii noastre, Aura Cristi, și împreună cu ea am trecut așa prin ceea ce au însemnat diverse pandemii prin care omenirea a trecut. Și am luat noi vreo 4-5 pandemii mari și încercam să vorbim despre scriitorii care au scris în perioada respectivă și cum era viața în perioada pandemiei, pentru că este ceea ce trăim și noi astăzi. Da. Aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră societatea în plină pandemie, așa cum trăim astăzi? Cum o vedeți după ce se va sfârși pandemia? După ce, am spune, ne reîntoarcem la viața noastră, nu știu dacă mai există normalul pe care îl știam noi, dacă se va mai întâmpla. Pentru că am observat că pandemia aceasta a scos la iveală, nu știu, temeri, de multe ori, poate, și am citit un articol de al dumneavoastră care spunea ceva de genul: ce ne doboară nu este un microb, ci este psihicul nostru. Da, este frica care ne-a fost indusă, inoculată prin această presă apocaliptică de care am avut parte în ultimile luni. Câteva repere medicale legate de această pandemie.
În fiecare zi în România mor cam 600-700 de oameni. 600-700 de oameni în fiecare zi. Asta este mortalitatea medie în România. În schimb, se nasc 400-500 de copii. Așadar, iată cum natalitatea este inferioară mortalității și populația noastră se împuținează. Toate aceste decese, 99% din ele, n-au nicio legătură cu coronavirusul. Cauzele sunt, privesc niște boli mult mai grave. Dacă aceasta este situația, atunci ceea ce s-a întâmplat în această perioadă a fost o umflare pur și simplu statistică a numărului de decese provocate de coronavirus datorită unui subterfugiu statistic. Se spunea că orice răposat care a fost depistat cu acest virus, obligatoriu a murit din cauza acestui virus. Această alunecare sofistică de la cu virus din cauza coronavirusului este o falsificare statistică. În realitate, cei care au murit de această boală sunt mult mai puțini decât cifrele prezentate de oficialități. De fapt, să știți că am o prietenă care este medic la Victor Babe și ea îmi spunea, zice, cei care au murit sunt cei care au avut clar alte afecțiuni. Ce? Cumva virusul a ajutat cumva în direcția respectivă. Nu că a murit neapărat de coronavirus, ci pentru că avea și alte complicații. Nimeni nu contestă că acest virus chiar există. Și nimeni nu-i contestă contagiozitatea, deși la noi nu s-au atins încă nu s-a atins acea incidență de cauze care să îndreptățească noțiunea de epidemie. La noi, această infecție este deocamdată într-o stare endemică, asta a recunoscut-o și Ministrul Culturii. Germenele există, contagiozitatea există, în schimb, virulența acestui germen este foarte mică, este infimă, este tot atât de mică ca virulența valurilor sezoniere de gripă, de care avem parte în fiecare an. Și atunci toată această butaforie apocaliptică, cum că suntem urmăriți de un virus care este preschimbat într-un monstru, care vine peste noi, pe străzi, în cimitire, în biserici, în restaurante, toată această fantasmagorie este o plăsmuire mediatică, întreținută firește de politicieni. Totul a plecat de la această organizație a sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, care a dat niște anunțuri a căror toxicitate a declanșat o reacție în lanț, pur și simplu. Și atunci politicienii, ca să nu fie învinuiți că nu fac nimic, au trecut în extrema cealaltă și au luat niște măsuri foarte drastice, draconice, absurde. Astăzi nu vor mai fi dispuși să recunoască cât de absurde și draconice au fost aceste măsuri. Și atunci vor continua în această matcă, dovadă că acum suntem amenințați cu al doilea val de coronavirus care va veni peste noi. Poate să vină și al treilea și al patrulea val. Important e ca românii să înțeleagă că virulența, adică mortalitatea acestui virus, este foarte mică. Nu se moare din cauza lui. Se moare din alte boli mult mai grave pe care pacienții le aveau deja, știind sau neștiind de ele, dar ajunge să treci toate decesele în contul coronavirusului, când tu știi că, de fapt, Ai blocat necropsiile, pentru că singurul mod de a depista cauza unui deces este să lași pe anatomopatolog să facă autopsia cadavrului. Și numai așa se poate stabili exact. Au fost interzise sub pretext că până și acei medici anatomopatologi se vor contamina. Nu poți să procedezi așa când slujești știința. Măsura aceasta a fost o măsură politică, tocmai pentru a păstra această aparență de pericol iminent și foarte grav pe care îl reprezintă această pandemie. Cam așa văd eu. Cum a perceput societatea toate aceste lucruri? Vorbeam cu Aura Cristi în emisiunea de data trecută și spuneam, ți este cumva în metrou teamă să strănuți sau să tușești pentru că e imposibil să nu te întâlnești cu priviri sfidătoare din partea celor care sunt alături de tine, da, în vagonul, da, respectiv. Și cumva spuneam că oarecum pandemia asta a scos și toate fobiile din oameni. Poate că dintr-unii da, alții poate că au văzut altfel viața. Putem vorbi la momentul acesta de o, nu știu, apropiere de divinitate, gândindu-ne mai mult, băi, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, fizică, mentală, cumva ați observat lucrul acesta la oamenii din societatea noastră? Numai la cei care erau predispuși către lumea credinței și către religie. Numai la ei am întâlnit asta, altfel
separarea aceasta, închiderea între patru pereți, a dus mai degrabă la o izbucnire a orgoliilor personale și a fobiilor, cum spuneați dumneavoastră. Pe de altă parte, când ai de-a face o asemenea frică, o frică aproape de dimensiuni naționale, când îți pui problema unei boli foarte grave, pentru că la început toți am luat în serios epidemia, spunând într-adevăr să poate fi o armă biologică, și atunci trebuie să ne ferim că almiteri va fi grav. N-a fost grav de ce? Pentru că dacă a fost o armă biologică, până acum cred că jumătate din populația Europei a fost căsăpită. Și este un argument că de fapt avem de-a face cu o cacealma în privința virulenței, nu existenței epidemiei. Cei care s-au apropiat de Dumnezeu s-au apropiat fie pentru că au trăit drame personale, nu ușor să stai între patru pereți cu aceiași membri ai familiei, mai ales când sunt generații diferite, și atunci ai nevoie de un cârlig, ai nevoie să te agăți de ceva. Neputând merge la biserică, neputând să te întâlnești cu preoții, atunci a apărut această cufundare mistică la care au recurs mulți și care este rugăciunea. Asta s-a întâmplat, dar numai la cei predispuși către așa ceva. Ceilalți și-au irosit timpul și mințile stând pe site-uri, pe internet și polemizând la nesfârșit, de obicei necunoștință de cauză, pentru că asta a fost marea dramă pe care am văzut-o eu. Cei care s-au pronunțat asupra acestei epidemii n-aveau nicio îndreptățire să o facă, pentru că nu aveau pregătire medicală, doar medici aveau voie să pronunțe asupra acestei boli infecțioase. Ori când a ajuns, te dai competent într-o viroză pe care nu o știi decât de la televizor, frizezi impostura. Eu mi-amintesc ce ne spunea nouă la Colentina, pe vremea lui Ceaușescu, profesorul de boli infecțioase, ne spunea așa: fiecare viroză trece în 7 zile cu tratament și în 7 zile fără tratament. Altfel spus, nu există terapie, dragii mei. Nu există tratament etiologic care să lovească virusul, pentru că noi suntem dezarmați chimic în fața virusului. Și atunci când simți că vine guturaiul peste tine, stai frumos acasă, bei ceaiuri, mănânci felii de lămâie și aștept să treacă, pentru că trece oricum dacă imunitatea ta te ajută. Dacă imunitatea ta nu te ajută, poți să te duci oriunde, că n-ai cum să scapi. Nu avem remediu în fața virozelor. Tocmai de aceea panaceul pe care Organizația Mondială a Sănătății îl flutură în clipa de față, și anume perspectiva unui vaccin mirabil, este o minciună, pentru că putința virusului de a schimba structura patogenică este foarte mare, la fel cum astăzi bacteriile din spital au ajuns să fie atât de rezistente la antibiotice, că ultimul lucru pe care ți-l dorești astăzi este să fii internat. Că dacă mor, nu mor din cauza virusului, ci mor din cauza acestor bacterii rezistente în fața cărora medicii nu au ce face. Sunt așa numitele boli nosocomiale. Observasem un lucru, am stat de vorbă cu președintele Asociației Tinerilor din România și îmi spunea că în momentul în care s-a declanșat pandemia, împreună cu foarte mulți studenți, au mers să ia cursuri despre cum ar trebui să se comporte în pandemie și au mers să facă cumpărăturile și să plătească facturile pentru cei care au intrat în autoizolare. Putem vorbi cumva de solidaritate națională, de empatie, sau tot așa, cei care aveau o predilecție către... Da, tot așa. Da, grupele de voluntari nu pot fi învinuite de ipocrisie sau de lipsa dorinței de a ajuta pe ceilalți. Mai că aceste grupuri n-au fost multe. Almiteri, discordia iscată pe internet a fost formidabilă. Taberele s-au format imediat. Iar purtătorii de cuvânt, cum vă spuneam, erau cu atât mai aprigi și mai vârtoși, cu cât incompetența striga prin gura lor. Pentru că singurii care se pot pronunța asupra unei boli infecțioase, cum este coronavirusul, nu sunt nici gazetari, nici politicieni, nici intelectuali umaniști, nici filozofi, nici psihologi. Medicul. Pentru că medicul are în spate o facultate foarte grea și el are dreptul să se pronunțe. Cum vi se pare generația tânără de astăzi, comparativ cu generația dumneavoastră? Cum îi vedeți pe tinerii de astăzi? Nu vreau să fiu pisălog și să alunec într-o dăscăleală morală stupidă, însă generația de astăzi este o anexă a smartphone-ului. Noi cred că am fost o anexă a bibliotecii. Noi trăiam cu cărțile. Pentru noi cărțile erau singura supapă în lumea spiritului. Ei sunt dependenți, sunt așa ca o prelungire, ca un pseudopod al smartphone-ului. Toată cultura și toată pofta lor de viață stă în smartphone.
Și eu n-am să uit o imagine pe care am văzut-o într-un fast food din România, când doi tineri, pe semne prieteni, stăteau față în față, el și ea. Fiecare ronțăia, mânca ceva dintr-o farfurie și în loc să vorbească, să se uită ochi către ochi, cum facem noi acum, fiecare stătea cu telefonul în mână, dădea mai muțește cu degetul pe ecran, din când în când se hlizea și arăta celuilalt o poză și începea așa să se hlizească. Ei nu mai aveau cuvinte, ei nu-și mai transmiteau nimic pentru că nu mai aveau ce să-și transmită. La ei totul probabil că se încheia după actul sexual și atunci restul era o umplere a timpului cu imagini, pentru că ei nu aveau lexic și nu mai aveau conținut sufletesc interior. Ce ar putea să facă? Nu știu, mă gândesc la părinților. Ar putea cumva să le mai atragă atenția asupra, să-i direcționeze către școală, către învățătură, către cărți? Bineînțeles, bineînțeles. Mai au puterea aceasta de a influența tinerii? Pentru că influența o primesc din exterior și este foarte mare. Influența informală o primesc din exterior, dar dacă în familie au părinți deștepți și fermi, ei le atrag atenția că aici este o mare primejde, un mare pericol și trebuie să li se spună adevărul în față. Oricum vei ajunge să faci uz de acel smartphone, dar ai grijă când o faci. Este exact ca în chestiunea sexuală. Nu arde etapele, pentru că dacă îți arzi etapele, îți arzi mintea și creierul. Și în loc să clădești pe dinăuntru ceva armonios, vei fi așa o pungă plină de porniri obscure. Și se va alege praful de tine. Smartphone-ul nu poate să țină loc de viața ta. Smartphone-ul trebuie să fie el o anexă a ta și nu invers. Ori astăzi, cel care dă tonul și care este purtat și întreținut și îngrijit de parcă ar fi o ființă, este această ustensilă, indiferent că e laptop, tabletă sau telefonul deștept, până și sintagma telefon deștept aruncă umbră asupra omului. Dacă telefonul a devenit deștept, înseamnă că omul începe să se usuce în privința istețimii lui. Ați avut și predați cursuri studenților. Reușiți să-i țineți pe studenți astfel încât să nu folosească telefonul mobil timp de 2 ore? Da, pentru că le atrag atenția că ține de o politețe minimă ca să închizi telefonul atunci când îți vorbește profesorul. E foarte greu pentru că ei trăiesc prin aceste senzații tari și prin această atenție hiperactivă care nu poate să stea prea mult locul într-o temă. Trebuie imediat să fugă, să fie excitată, că altfel se plictisesc. Le atrag atenția, de obicei reușesc, însă ceea ce te înfioară în cazul lor, tocmai datorită acestei influențe nefaste a smartphone-ului, este că cultura lor generală s-a chircit și nu știu lucruri elementare. Ei n-au auzit de, ce să vă spun, Dumitru Stăniloae. Ei nu știu unde se află mănăstirea Antim în București. Dar nu știu lucruri pe care noi le știam și le consideram subînțelese. Ele nu mai intră în orizontul minților. Aveți întrebări din partea studenților, curiozități cu privire la viață? Îndrăznesc să vă pun astfel de întrebări sau de regulă se rezumă doar la ceea ce predați dumneavoastră, la cursurile pe care le predați? Adică mai există curiozitatea aceea care te duce către dezvoltare personală? Vreau să știu, vreau să aflu mai multe, iar profesorul X sau Y îmi poate oferi informațiile de care aș avea nevoie? La facultate nu. Există o blazare adolescentină care blochează dialogul, pentru că există o ruptură între generații. Mi-amintesc de o vorbă, oricât de cinică, unui prieten îmi spunea: măi, noi ne străduim să ne educăm cu copiii, iar ei se străduiesc din răsputeri să scape cât mai repede de noi. Noi suntem un obstacol în evoluția lor, așa și închipuie copiii. Tu vrei să le dai repere, iar ei nu știu cum să te ocolească să scape de tine. Așadar, în facultate nu, în schimb am un cerc noica, care nu mai este un cerc cu studenți, ci cu absolvenți și chiar cu doctoranzi în filozofie, unde acolo dialogul se poartă între ființe mature și acolo putem vorbi despre orice. Iar acolo întrebările vin de la sine, da. Îmi dau seama că în momentul în care ajungeți la cursuri și după ce terminați cursurile și constatați atitudinea studenților, plecați oarecum cu o dezamăgire de la cursul respectiv. Sau încercați totuși să-i ajutați să înțeleagă că viața asta nu se rezumă doar la a trece prin facultate precum un animal prin apă? Ne străduim însă, știți prea bine, secretul lui Polișinel, învățământul este prăbușit peste tot, în toată Europa.
autoritatea profesorului este ca și inexistentă, s-a risipit ca un fum, iar elevii vin din complezență numai pentru a lua o patalama și totul este un soi de prefăcătorie reciprocă. Profesorii vin ca să-și îndeplinească oficiul pedagogic, ca să-și ia salariu, iar studenții vin mai mult ca să aștepte pauza de țigare, când în sfârșit își împărtășesc adevăratele adevăruri și când își bârfesc profesorii, spunând cât de proști și cât de retrograd sunt față de ideile lor, și în rest așteaptă absolvirea, adică eliberarea, căpătarea patalamalei și cu asta basta. Există un moment când se vor trezi? Din câte ați observat, vorbeați de cursul, de cercul acela noi ca pe care îl faceți dumneavoastră, unde deja vorbim de o maturitate a celor care sunt prezenți. Putem să sperăm într-o maturitate a celor care trec prin facultate după terminarea studiilor, să spunem, se vor trezi într-o zi și vor vedea că societatea nu este chiar atât... Se vor trezi când vor da cu capul de pragul de sus, când vor simți suferința în viață, când își vor da seama că multe lucruri nu depind de ei și atunci se atârnă fie de prieteni, fie de Dumnezeu, fie de o iubire. Dar, statistic, numărul lor este foarte mic. Ce se întâmplă în cercul noi, că e cu totul altceva. Acolo este un alt prag de vocație și de inteligență. Dar, colectiv, în facultăți, puțin se trezesc. Mulți absolvă facultatea fără să-și vadă în mod clar drumul în viață. Ei nu știu pe ce macaz să calce. Presupunem că o să fiți ministrul învățământului. Care sunt deciziile pe care le-ați luat la nivel național, astfel încât să îi ajutăm pe tineri să înțeleagă că viața asta trebuie trăită așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie să fie văzută din toate unghiurile, astfel încât să poată să se dezvolte frumos? Ei, toți rostim cuvântul acesta magic, educație, totul pleacă de la educație. Cum Dumnezeu o însămânțezi în acei copii? Cred că prin două măsuri. Învățământul trebuie să-și recapete acele rigori aspre, dure. Copilul trebuie să primească nota pe care o merită, să fie tratat ca atare și nu cocoloșit cum se întâmplă astăzi, numai ca să-l treci, pentru că altfel nu mai vin alți studenți la facultate pentru că e prea dură. Fără asprimea învățământului de altă dată, când copilul este eliminat dacă nu este lăsat repetent, și doi, fără recăpătarea autorității profesorului, pentru că astăzi profesorul nu are autoritate, un soi de prieten mai mare care se bate pe burtă cu studentul și ies împreună la o bere. În perioada interbelică nu era așa ceva. Profesorul era un augur, avea o autoritate răzbătând într-o atitudine temătoare și de respect din partea elevilor. Astăzi elevii, studenții nu își mai respectă din niciun fel profesorii, pentru că sunt un soi de însoțitori de drum, de complezență, între ei există o complicitate, eu mă prefac că învăț, iar tu te prefaci că îmi dai note mai bune decât merit și cu asta, din această cârdășie, se alege praful de învățământul actual. Asta aș schimba. Asprimea rigorilor trebuie să fie tratat așa cum merită și nu potrivit unui politice. N-am voie să-l jignesc, n-am voie să-i lezez demnitatea. Ba da, atunci nu mai veni aici, că nu te pot instrui dacă mă port cu tine cu mănuși. Și doi, creșterea autorității profesorului prin căpătarea unui statut de demnitate, de imunitate. Dar și profesorul să creadă în asta. Dar nu ce se întâmplă acum. Dacă ar fi să vă întoarceți în timp, că vorbeam la începutul emisiunii de perioada aceea când ați renunțat la medicină, care este lecția de viață pe care ați învățat-o la momentul respectiv și, să spunem așa, o lecție care v-a urmat și la care vă uitați și astăzi? Vă spuneam, după ce am încheiat această secvență biografică medicală de 9 ani, am căzut într-o pasă inertă, într-un gol. Eram undeva la mijloc, nu eram nici măcar șomer, eram un parazit și atunci am înțeles că multe lucruri în viață nu depind de voința mea. Este un concurs de împrejurări, dacă concursul acela nu ți este prielnic, te poți prăbuși, se poate alege praful de tine. În acest concurs intră nu doar sprijinul prietenilor sau a rudelor, a soției, dar intră și un dram de brânci pe care îl primești de dincolo. E foarte bine să
te gândești că ești asistat totuși de niște puteri care îți vor binele și te călăuzesc fără ca tu să știi. Atunci te păstrezi pe linia de plutire și nu cazi. Asta a fost lecția de viață pe care am învățat-o. Că sunt momente cruciale în viață când lucrurile nu depind de tine, nu mai există argumente raționale. Un fler din tine spune trebuie să o iei pe drumul acesta și ca flerul acela să se împlinească, trebuie ca puterile pronii să te ajute și în același timp să ai și niște prieteni care să te sprijine. Care sunt modelele la care ați privit? Pentru că amintează la un moment dat că tinerii ar trebui să se uite către modele, către oameni care să-i inspire. Cine sunt cei care v-au inspirat pe dumneavoastră de-a lungul timpului? Doamne, m-am trezit foarte târziu. Am fost necopt cam până pe la 30 de ani și tot timpul am trăit cu această dorința acerbă de a-mi găsi părinți spirituali. Pentru că simțeam că singur nu îmi văd sensul, nu găsesc reperul. Și pe părinții aceștia spirituali nu i-am găsit nici în filozofie, nici în cărțile pe care le-am citit, ci le-am găsit în rândul deținuților politici. Acesta a fost norocul vieții mele. Am dat peste niște oameni a căror tărie interioară venea din suferință și în același timp a căror tărie era ca o busolă îndreptându-i către un azimut, către un reper transcendent. Asta a fost lecția pe care am învățat-o de la ei și nu o să uit ardoarea, emoția, câmpul interior de tensiune pe care le emanau. Ei nu erau ca noi, nu erau niște oameni obișnuiți. Suferiseră atât de mult de-a lungul deceniilor, încât erau ca niște torțe spirituale, pur și simplu. Partea carnală din ei nu prea mai avea mare însemnătate, dar dogoreau. Ei au fost modele spirituale pentru mine și implicit părinți spirituali. Pentru că condiția esențială ca să fii părinte spiritual nu este să posezi erudiție sau să ai un rang social, ci să crezi în Dumnezeu. Cine are credință, credința aceea răzbate până la urmă. E foarte greu să vorbești de credință într-un studio de televiziune. Credința este implicită, dar se transmite. Se transmite ca un fior, pur și simplu. Iar eu am învățat-o de la deținuții politici. Așa că m-am copt foarte târziu, cam după 30 de ani, când deja renunțasem la medicină. La medicină. Deja intraseți în filozofie. În filozofie, da. La vremea respectivă. Da. Dacă ar fi să vă întoarceți în urmă și ați fi înainte de a opta către cursurile facultății, ce ați alege? Uitându-vă și la perioada cu medicina, uitându-vă și la ce s-a întâmplat când ați trecut prin facultatea de filozofie, ați mai merge tot către medicină sau ați alege fără ezitare filozofia din prima? Aș alege fără ezitare filozofia din prima dacă aș avea exact același fir biografic pe care l-am avut. Almite, n-ai cum să dai timpul înapoi și să-ți închipui ce putea să iasă din tine. Procesul este irreversibil, n-ai ce face. Dar, intuitiv, n-aș fi ales medicina, ci filozofia sau oricum ceva legat de această lume inefabilă și greu de definit, pe care mulți o consideră ca inexistentă, ba mai mult ca o dovadă de șarlatanism, și anume lumea spiritului. Viața nu are sens decât dacă o dublezi, dacă o însoțești cu un plan spiritual. Altfel, trăim ca să murim. Și murim fără să ne dăm seama de ce am trăit. Să știți că sunt foarte mulți tineri pe care i-am văzut că nu se regăsesc în domeniul pe care l-au ales. Și am stat de vorbă cu ei și la un moment dat unul dintre tineri îmi spunea ceva de genul: nu aș putea să renunț la ceea ce fac acum, deși nu-mi place, și pur și simplu fac din inerție, doar pentru că știu că tata sau mama va fi rănit maxim dacă eu voi renunța la domeniul respectiv. Și se complăcea cumva într-o situație care nu îi făcea bine pe interior, așa cum spuneați dumneavoastră. Am constatat că medicina nu era pentru mine, nu voiam să fac chestia asta. Ce le sugerați dumneavoastră? Ce le spuneți? Să aibă curajul să plece de acolo? Să aibă curajul să o ia de la capăt? Da, să-și asculte vocea interioară, flerul, intuiția aceea irațională pe care nu o poți sprijini cu dovezi și argumente logice. Iar intuiția aceea, dacă are stofă, dacă are ascuțime, îl va duce undeva. Altceva nu pot să spun. Vocația numai așa se creează. Dar atenție, e vorba de vocație, culminând în spirit. Altfel, dacă este vorba doar de îndeleniciri obișnuite, s-ar putea ca conflictul dintre copil și părinți să fie în dauna copilului, pentru că părinții văd totuși altfel.
când e vorba de vocație într-un anumit domeniu, atunci să-și urmeze intuiția și flerul interior, indiferent de ceea ce îi împotrivesc părinții. Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă îmi doresc foarte mult să continuăm discuția, așa cum am pus titlul emisiunii de vorbă cu Sorin Lavric. Și data viitoare și aș vrea să, nu știu, să abordăm un subiect care este de actualitate, un subiect care este destul de sensibil pentru unii, ideologia de gen. Sunteți de acord să fiți alături de mine și data viitoare cum pentru a discuta? Cu mare plăcere, îmi stârniți pofta polemică. Aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi minutele acestea, celor care ne-au urmărit. Nu știu, poate le transmiteți un mesaj tinerilor cu privire la cărți, la... Aș întoarce privirea către literatură, către scriitură. Poate, așa cum spuneați mai devreme, să-și asculte vocea interioară și de ce nu să caute modele relevante la care să privească. Păi, le transmit ceea ce exact acum ați spus dumneavoastră, mai mult de atât n-aș putea să le spun. Să nu uite că viața are sens numai dacă poartă o miză spirituală. Altfel nu ne deosebim cu nimic de ființele din regnurile inferioare. Viața are sens dacă o dublez cu o scânteie de spirit. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de mine la lecția de viață. Mulțumesc. Ne vedem în aceeași formulă data viitoare și continuăm discuția și abordăm un subiect care sperăm noi să fie de ajutor pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc, doamna Mihaela Rusu. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția și vă provocăm să fiți alături de noi pentru un subiect de interes general, ideologia de gen. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând! Viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Niciodată nu uita că nimeni nu-i la fel ca tine. Nici când zâmbești, vezi, nu uita. Niciodată nu uita că ai un rost și o chemare. Așa cum ești, ai fost dorit de tatăl tău. Ești copil de Dumnezeu.
Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte, totdeauna ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că ești un fir de popădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău e-n jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte, totdeauna ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte, totdeauna ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpulul Moldovenesc, Hârlii Baba, Borșa, Vișeul de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocnașugatac, Cavnic, Baia Mare sau Câmpulul Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria. De la începutul crizei COVID-19, sute de mii de cititori au ales semneletimpului.ro. Pentru toți cei care ne arată atâta încredere, continuăm să răspundem documentat celor mai importante și relevante întrebări privitoare la pandemia noului coronavirus. Păstrăm distanța socială, dar citim și gândim împreună. Semnele timpului. Gândește mai departe. Ai un anunț de făcut? Vrei să-ți promovezi afacerea? Radio Vocea Speranței și Speranța TV te ajută. Solicită o ofertă de preț la adresa de e-mail marketingarondrvs.ro sau la numărul de telefon
0752 700 500.